Sunt sfaturi practice trăite de oameni care le-au trăit pur și simplu. Și îmi amintesc una foarte frumoasă legată tot așa de Sfânta Paraschiva, că o femeie bulgăroaică a auzit că este în Moldova o Parascheva din Bulgaria care face minuni. Nu știa nici că e sfântă, nici cine este. Știa că în Moldova este la Iași undeva o Parascheva care face minuni. Și s-a dus la ambasada României, acolo în Bulgaria, la Sofia, și a zis: domnule, voi aveți pe cineva sfânt, Parascheva, în România? Da, domnule, sunt moaștile Sfintei Parascheva la Iași, adus-i de sfântul ăsta, de, tot îi zic sfântul, de voievodul Vasile Lupu. Și a luat bilet de avion. Avea un copil student care dăduse într-o boală nevrotică, ceva cu schizofrenie, ceva boli de astea mentale, și ajunsese o legumă. Și i s-a arătat o fată în somn și i-a spus așa: mergi la Iași și te închină mie Parascheva bulgăroaica, cam să te ajut. A stat două zile lângă racla Sfintei Paraschiva, ce a vorbit cu ea acolo, cum s-a rugat. Ea dă mărturia după aceea la ambasada română, acolo la Bulgaria. Și-a luat avionul, s-a întors acasă și peste o săptămână copilul ei s-a făcut perfect sănătos. A visat-o pe Sfânta Paraschiva și a spus: mama ta are foarte multă credință și datorită ei te-am făcut sănătos, să ai grijă de așa. A terminat școala și a ajuns om familist cu servici, cu căsătorii. Deci noi minunile nu le putem contesta, minunile nu sunt ceva care stă la îndemâna oricui. Așa este. Și uitați că avem aici un mesaj primit de la o doamnă și voiam să vi-l citesc. Spune că deoarece știe că aveți mare evlavie la Sfântul Spiridon, l-a visat pe Sfântul Spiridon de ziua părintelui său duhovnic, însă nu a vorbit niciodată cu părintele despre acest sfânt. De la acel vis a avut o problemă cu datorii de care nu știa la ANAF, a pornit cu acatistul Sfântului Spiridon. Imediat au apărut oameni de ajutor, fiind singură nu știam ce să fac și m-am speriat. Cum am lăsat rugăciunea, cum iar blocaje? Și întreabă, probabil... Continuăm să ne rugăm cu Paraclisul Maicii Domnului, Miercurea și Vinerea. Continuăm să facem Marța și Joia Sfântul Spiridon și aș face Sâmbăta și Duminica Sfântul Mina ca să nu fie pagube. Deci funcționează într-adevăr dacă ai... Da, da. Contează mult și să crezi, nu? În ce faci acolo? Sincer vorbind, nu acatistul în sine sau sfântul în sine este cheia. Cum ați spus, ce îi spune Mântuitorul orbului din Ierihon? Crezi tu că pot face aceasta? Da, cred că poți face aceasta. Da. Vreau să văd, să sfiiți după credința ta. Ce îi spune sluga sutașului? La ce să mai bați drumul până la mine? La bolnav. Zii numai cu cuvântul că eu sunt un păcătos, nu-s vrednic eu să intri tu sub acoperimentul casei sufletului meu. Că doar eu așa fac, le zic la ostaș, du-te și se duce, vino și vine. Și întreabă, zice, dar vin eu. Nu, Doamne, eu știu că dacă zici cu cuvântul, se împlinește. Și ce spune Iisus? Nici în Israel n-am văzut atâta credință. Când ești la mănăstire, diavolul bate altfel de războiare, alte coarne, alte fițe, cum spune acolo. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Și arată că a venit diavolul la un călugăr din ăsta care se ruga și era în timpul postului și a zis: dar ce faci? Mă gândesc la Dumnezeu, bine. Iar a trecut, ce faci? Cuget la păcatele mele, nu-i prea bine. Ce faci? Mă liniștesc, ai bine. Ce faci? Mai zic câte o rugăciune aia, nu-i prea bine. Ce faci? Mă liniștesc, ei bine. Acum ce faci? Citesc absaltire, acum ai de lucru cu mine. Și a început să zgâlție casa cu călugurul nea, cu oliba. Ăsta de frică s-a dus să pună zăvorul, să nu intre diavolul înăuntru. Diavolul a băgat mâna prin ușă, că dacă îi duc, l-a luat de spate și l-a izbit de un perete și a zis: Doamne, scapă-mă! Și Dumnezeu a spus: eu sunt aici, dar tu nu mă chemai, stăteai de vorbă cu el. Deci, da, noi, da, da, când ne punem la rugăciune și la post, da, 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 avem trei preocupări. Ce mâncare a făcut colega, prietena, gospodina și ce a pregătit de post, stăm în telefon 8 ore și spunem cum punem noi ceapa prăjită în fasole și cum coacem pâinea și cum mâncăm cremuș de post și brânză tofu și ou de post și lapte de post și salam de post, toate drăcovenile care s-au inventat. Ei, pe când ascetul, când se apucă de post,
Își închide urechile să nu audă, își închide ochii să nu vadă, își închide simțurile să nu mai trăiască în lumea pământească și să înalță cu mintea în cer. Spune în Filocalea 6 că Sfântul Gheorghe Arselaitu avea puterea să meargă cu mintea în cer, să stea câte 2 săptămâni, iar trupul stătea pe pământ ca și cum ar fi fost mort. Deci, vă dați seama ce măsuri duhovnicești. Mă opresc chiarăși la Sfântul Antonie în pustie, unde întâlnim o chestiune foarte interesantă. Pentru că postul e o armă și nu e o virtute. Vedeți? Noi am putea cataloga și de obicei cred că asta ar fi așteptat creștinii noștri, că întrebarea dumneavoastră a avut și această nuanță. Cât postești un copil, cât postești un bătrân, cât postești un căsătorit, un om care face serviciu, un om liber, un om în putere, un om bolnăvior, un om mai puțin în putere. Răspunsul ar fi acesta, după spusa Marului Sfânt de la Siestria, Paisie Olaru, roagă-te cât poți și postește cât poți. Asta ar fi răspunsul corect. Dar răspunsul corect ar fi măsurile postului. Lacto-vegetariene pentru cei bolnavi și pentru copii, vegetariene pentru cei în putere, iar pentru cei duhovnicești și adânciți în lucrare, mergem pe hrana uscată, mergem pe postul negru, mergem pe semințe, mergem pe rădăcinoase, adică pe fructe, mergem pe pâinea uscată, mergem pe pesmet, mergem pe Sfânta Împărtășanie. Povestea părintele Cleopa că în momentul când începea postul mare, un alt sfânt al Sihăstriei, părintele Ioanichie Moroi, spunea așa, mă băieți, am să vin și eu câte o leacă la trapeză, dau un preot să dea binecuvântare și să citiți la masă și să începeți masa. Și pe la jumătatea mesii venea și bătrânul stareț și se punea acolo la el la masă și spunea așa, în loc de apă mie să-mi puneți puțină moare de varză. Și el mânca o frunză de varză murată și bea o cană de moare din aia să se răcorească, pentru că el ținea posturi de alea îndelungi, aspre și negre și doar avea nevoie un pic să răcorească digestivul, ca să spunem așa, în mod biologic.